Stimați calofili ascultători, cu această formulă aș fi dorit să mă adresez celor care ați accesat acest material, dar nu pot și sunt supărat în acest punct pe limba română, pentru că deși cuvântul calofil este un cuvânt de origine greacă, alcătuit din kalos, frumos, și filia, dragoste, totuși, în limba vorbită de la Nistru până la Tisa, cuvântul nu înseamnă iubitor de frumos, cum în mod natural, etimologic, s-ar cuveni, ci a căpătat un sens cu totul peiorativ, secundar, calofilul fiind cel preocupat de scrisul frumos, caligrafic, fără substanță, dar cu virtuți formale în opera de artă. Ori astfel de preocupări sunt tocmai la pol opus creatorilor și degustătorilor de haiku. De aceea va trebui să folosesc în loc formula dragi iubitori de artă, de poezie. Arătam în cuvântul precedent că există un umor specific creatorilor de haiku, un umor de cel mai bun gust, de cea mai bună calitate, care te face să zâmbești blând, să zâmbești fără să zâmbești, dacă ar fi să parafrazăm o celebră formulă zen. Un umor la fel de discret ca natura umilă care constituie materia primă a haiku-ului, la fel de greu de surprins ca și noblețea zmerită acestor micropoeme, și exemplificam cu una dintre creațiile lui Josso. Cu puterea non-atașamentului, plutind pe apă, o broască. Însă, adesea săgeata autorului nu țintește spre exterior, ci spre interior, devenind autoironie. Răspunzând la o scrisoare în care era întrebat cum mai petrece, Ryokan răspunde: anul trecut, un călugăr idiot, anul acesta, nicio schimbare. Poetul To-un își râde și el de sine, de neputințele omenești, într-un haiku. Bostanul se umflă, eu slăbesc, ce căldură! Confratele de breaslă, Zhu Guo, practică și el autoironia. Pentru un singur țânțar, nu pot să dorm, noapte de toamnă. Sunt incredibile supărările pe care le poate provoca unui mare înțelept, unuia care se exersează între ale non-atașamentului o vietate atât de mică. Dumnezeu a trimis țânțarul pentru a ne arăta cât face păruta noastră înțelepciune, pentru a învăța să râdem de noi, de deșteptăciunea noastră. Takarai Kikaku face o experiență asemănătoare cu puricii, fără a-și pierde simțul umorului, ba mai mult punctând și la capitolul autoironie. El scrie: înțepat de o armată de purici. Era, deci, adevărat când am visat o sabie. Spre deosebire de Zhu Guo, el mai apucă câte un pui de somn. Doar n-o să viseze cu ochii deschiși. Mesajul din vis e clar, cu iz testamentar, a la guerre com a la guerre. Uneori coșmarul poate continua și ziua. O dovedește Kobayashi Isha, un autor comparat cu Walt Whitman sau cu Pablo Neruda, și pentru că în poemele sale mișună cele mai mici creaturi. Isha a scris sute de haicuri despre muște, despre purici, greieri, ploșnițe, păduchi. Iată un exemplu păstrându-ne în albia temei date. O creatură omenească, o muscă, în camera mare. După o lege care nu știu dacă i-a scăpat sau nu lui Murphy, cu cât camera e mai mare, cu atât bâzâitul muștei e mai enervant și cu atât ai mai puține șanse să o dai afară. După o altă lege a mai sus pomenitului, musca va face un zgomot cu atât mai deranjant, cu cât ai dormit mai puțin noaptea trecută
din pricina țânțarilor sau a puricilor. Comparat cu Charles Dickens, în ce privește sensibilitatea, patosul și umorul, îi și-a face încă o dovadă acestuia din urmă într-un alt haiku. Ea luptă cu mine. Eu voi lăsa ochii primul în jos sau broasca. Se cunoaște că în înfruntările din lumea animală, cel care a lăsat primul privirea în jos a pierdut. Iar cum broasca pare să nu clipească, să aibă mereu ochii larg deschiși, Isha va trebui să-și ia picioarele la spinare. Iosa Buson ne mută pe alte câmpuri de bătălie. El notează într-un superb haiku, înroșind florile de prun, apusul de soare atacă stejarii și pinii. La polul opus locurilor de înfruntare între taberele beligerante sunt locurile unde ne osebim de ceilalți, căci unele acte necesită singurătate, intimitate. Dar ea nu poate fi obținută totdeauna, așa cum, cu un umor de astădată un pic acid, punctează tot Buson. Sfinția sa, starețul, își face nevoile pe câmpurile veștejite. Ne imaginăm o toamnă târzie, însă ce bine i-ar fi prins starețului dacă era încă vară, iar lanurile erau în picioare. În această privință, toamna târzie și iarna nu oferă intimitate. Șugubățul Isha știe să ofere intimitate, însă indiferent de anotimp, atunci când vrea. Dovadă o avem în următorul haiku. Plec la plimbare. Faceți amor liniștite, muște din casa mea. Chiar dacă voi mă faceți uneori să mă urc pe pereți, dar nu pentru că aș fi dobândit non-atașamentul, vă voi demonstra că nu am spirit vechi testamentar. Drept urmare, vă pun la dispoziție casa mea. Sunt unele acte care necesită singurătate, intimitate. De exemplu, ar fi ideal ca cei din jur să plece la plimbare când vrei să deguști haicuuri, să râzi din toată inima de imagini precum cea dintr-un alt haiku al lui Isha. Corbul merge pe câmpie, ai crede că ară. E comic până la burlesc corbul atunci când merge. Îți amintește de albatrosul lui Baudelaire mergând pe puntea corăbiei. Destinul păsării e să zboare, cel al omului, să devină fiu al lui Dumnezeu după asemănare, să prindă aripi duhovnicești. Însă în această privință omul e la fel de jalnic ca și corbul a mers, doar că omul nu e comic, ci tragic. În Paterică există o celebră apoftegmă. Ava Ioan cel Pitic povestea că un călugăr a intrat odată în extaz și a văzut trei monahi stând pe țărmul mării. Dinspre țărmul celălalt a venit un glas zicându-le, luați aripi de foc și veniți la mine. Doi dintre ei au făcut întocmai și au zburat spre celălalt țărm. În timp ce al treilea a rămas pe loc și a început să plângă și să strige. În cele din urmă i s-au dat și lui aripi, dar nu de foc, ci slabe și vlăguite. Tot cădea în valuri și se ridica și cu multe chinuri a reușit să ajungă până la țărm. Așa este și generația noastră de călugări, conchide Ioan cel Pitic. Zboară nu cu aripi de foc, ci cu aripi slabe și vlăguite. Un haiku al lui Buson se potrivește de minune acestei condiții umane actuale, pământești. Sperietoarea și-a pierdut pălăria și îi e rușine. Omul și-a pierdut capul, dreapta judecată, e vrednic de plâns. Evident, haicul poate fi citit și în altă cheie. Sperietoarea, desigur, îl simbolizează pe om, care dacă trăiește mai mult în planul lui a avea, se rușinează de faptul că nu are, de exemplu, pălărie de la Armani sau Gucci. Nu se rușinează că în planul lui a fi evraiște.
În acest sens poate fi citit un haiku al lui Natsume Seibi. Sperietoarea seamănă cu un om când plouă. Când omul uită că e om și se lasă cumprins, copleșit de grijile pământești, devenind prea atașat de mondan, ajunge vrednic de plâns, precum un câine plouat, precum o sperietoare plouată. Sperietoarea a fost adesea adusă în prim plan de autorii de haiku, deoarece întrunește condiția primordială. E umilă până la a stârni râsul privitorilor. Câteva zdrențe din o gradă, o pălărie roasă de soare, de ploaie și de vânt, câteva bucăți de lemn, cele mai umile lucruri ideale pentru a construi o sperietoare și un haiku. De aceea un maestru al genului precum Iosa Buson nu poate să nu exploateze o astfel de mină de aur. El scrie: pe câmpurile uscate, atât de lungi și de slabe, picioarele spierietorii. Sazanami o distribuie și el, pe spierietoare, desigur, într-un rol principal al unui haiku. De la o sperietoare la alta, zboară domol vrăbiile. E toamnă târzie, recoltele sunt în hambare, pe câmp doar sperietorile și vrăbiile, care nu se mai tem de ele, ci zboară domol de la una la alta. S-au împrietenit cu ele, le-au devenit familiare. Vântul nu bate, timpul nu se grăbește, e o zi calmă, simți binecuvântarea lui Dumnezeu peste lume. Cuvintele nu te pot ajuta să descrii starea de împăcare pe care o trăiești. Dar cum două zile nu seamănă una cu alta, Buson vine pe câmp într-o zi vântoasă și scrie: vântul de toamnă zgâlție, dezbracă sperietoarea și pleacă în depărtări. Cred că un greier al lui Kobayashi Isha și-ar arăta nemulțumirea față de acest act gratuit, samavolnic al vântului, în măsura în care sperietoarea respectivă ar fi avut de-a face cu el. Iată cum glesește haicuul cu pricina: greierile țârâind în pântecele sperietorii. Englezii numesc sperietoarea scarecrow, adică sperietoare de ciori. Știau țăranii ce știau de vreme ce în dicționar cioara e numită cioară de câmp sau corb de seceriș. De aceea un greier cu minime cunoștințe de limba engleză își poate afla adăpost liniștit în vintrele sperietorii, iar vrăbile pot lega prietenie cu ea. Chiar și Basho și-ar dori să fie amic cu ea. Ne lămurește de ce într-un haiku: miez de noapte înghețat, aș vrea să împrumut manșoanele, mânecile sperietorii. E o idee hazlie, dar care poate fi simultan un indicator al sărăciei în care trăiește artistul. Acesta e prețul pe care a trebuit mereu să-l plătească. Un trai îndestulat din punct de vedere material ar fi însemnat ca atenția și energia lui să se îndrepte către alte zări. Precum pentru greiere, zdrențele spiritorii pot ține de cald într-un miez de noapte, dintr-un miez de iarnă, tot așa și cu acest greiere al haikului care este Matsuo Basho. Dar dacă noaptea a trecut, Basho schimbă registru. El scrie: dimineață înzăpezită, doar prazul se zărește în grădină. Nimeni n-a maculat zăpada, nimeni n-a trecut pe acolo, nici măcar o sălbăticiune. Nici o pasăre nu tulbură văzduhul cu zborul sau cântul. E o pace și liniște după care orice sihastru tânjește. O liniște vie, o liniște ce pare avea în ea
liniștea de dinainte de momentul în care Dumnezeu a rostit să fie lumină. Muzica din iarna vivaldiană își trage seva dintr-o astfel de liniște hibernală. Doar prazul din grădină pare a fi atins de achedia încercată uneori de sihaștri, de aceea iese de sub zăpadă. În același anotimp, pinul dintr-un haiku al lui Henri Brunel pare a fi la pol opus, un tânăr și zelos ascet. Iată haicuul: dimineață de iarnă, pinul singuratic vrea să atingă cerul. În liniștea dimineții de iarnă, determinarea pinului solitar, vertical, în a-și obține scopul, pare și mai bine reliefată de orizontalitatea întinsului tăcut al zăpezii. În mijlocul unei astfel de ierni, Masaoka și Siki își exprimă o dorință într-o capodoperă a haicului hibernal. El scrie: singurătate de iarnă, uneori mi-ar plăcea să vorbesc cu Buddha. Când ai rămas mult timp în singurătate, în tăcere, cu atât mai mult într-o astfel de tăcere hibernală, complementaritatea din tine împinge la suprafață latura ta cuvântătoare. Astfel, ce ușurință, cât firesc în a conversa cu cineva, mai ales cu o persoană distinsă, cultă, ce plăcere, ce încântare în acest dialog. Fiecare cuvânt îl rostești cu satisfacția copilului care a învățat să vorbească și e atât de mândru de el. E semnificativ că haicul precizează că nu totdeauna mi-ar face plăcere o conversație, doar uneori, chiar dacă partenerul de dialog ar fi însuși Buddha. În rest, sunt încântat lăsând tăcerea, abisala tăcere hiberneală, să vorbească. Solitudinea și comuniunea sunt complementarele constitutive ale omului. La Masaoka și Siki, solitudinea pare să ocupe prim planul, de aici și precizarea care ține să o facă în haiku: uneori mi-ar plăcea să vorbesc cu Buddha. Și Iosa Buson a gustat savoarea unei astfel de tăceri solitare, așa cum o dovedește într-un haiku: seară de toamnă, există bucurie și în singurătate. Există bucurie și în singurătate, există bucurie și în compania semenilor. Arta vieții constă tocmai în alternarea complementarelor. Cel la Serghii scria, parcă pătrunsă de spiritul haicuului: nu înțelegi că merită să trăiești pentru ca să vezi cum cad frunzele și apoi cum cresc mugurii, pentru o zi în care e soare, pentru alta în care plouă? Întâia epistolă siriacă a Sfântului Macarie Alexandrinu vine să întărească acest punct, mai bine zis orizont de vedere. El scrie: schimbări se întâmplă în fiecare om, la fel ca în văzduh. Acum este frig și după aceea este zăduf. Și mai apoi poate și grindină și după puțin este senin. Tot așa se face și iscusirea noastră, călirea noastră interioară, când război, când liniște și pace și sprijinire a Harului. Uneori sufletul se află în furtună și cu plite valuri se ridică asupra lui. Apoi iarăși se întâmplă schimbare și Harul umbrește pe om, umplându-i inima de bucurie și de pacea cea de la Dumnezeu și de gânduri de întreagă cugetare și de pace. Deci dacă după aceste gânduri ar urma năpădire de gânduri întunecate, demonice, să nu ne mâhnim. Și iarăși, în ceasul odihnei dată de către Har, să nu ne lăudăm, ci în vremea bucuriei să așteptăm necazul și în vremea necazului să așteptăm ajutorul de sus. Și așa se îndreptează calea noastră, dar cel ce se abate dintr-o acestea, partea lupilor va fi. Am încheiat citatul. Iată un alt haiku de clasă, având ca autor pe Uko.
care ne menține în sfera acestei fascinante complementarități. Clopotul templului, în golurile de tăcere, cântecul cucului. Tăcerea reliefiază sunetul clopotului și cântecul cucului, care la rândul lor scot în evidență profunzimea tăcerii. Această complementaritate e ceva mai greu de sesizat într-un haiku al lui Basho. Solitudine de iarnă. Într-o lume a unei singure culori, sunetul vântului. Vântul pare a fi și el într-un singur ton, monoton, amuzical. Însă chiar și așa, el este complementar tăcerii. Această solitudine de iarnă poate deveni o oportunitate pentru o mai bună cunoaștere de sine. Tot Basho notează într-un alt haiku. Închis în iarnă, câteodată îmi observ respirația. Fără acces la informație la zi, printr-un simplu click de mouse, rupt de lume și de pseudo-evenimentele ei cotidiene, omul are șansa de a se întoarce spre sine, spre latura sa introvertită, ba chiar e cumva constrâns să facă asta, să-și observe respirația, senzațiile, gândurile, emoțiile. Invers, fără o disciplină duhovnicească, omul de astăzi e condamnat la extrovertire. Iosa Buson scrie despre omul de altă dată într-un haiku. Oamenii de altă dată au cunoscut seri ca aceasta, ploaie rece de iarnă. Omul de astăzi e izolat în bula lui informațională, e precum un prunc într-un incubator, dar care se hrănește cu informație. E izolat de natură, nu aude sunetul ploii decât eventual în căști. Nu aude cum se topește zăpada, nu simte, nu vede cum în apa bălții scânteiază lumina primăverii. Ultima propoziție e de fapt un haiku marca Ringai. Ghiodai îi se alătură. Am cules prima violetă, inima tandră a primăverii. Pe telefon nu poți simți mireasma primei violete. Nici nu poți auzi cum bate inima tandră a primăverii, nici cum coada fazanului atinge ușor violetele. Ultima imagine nu e altceva decât o creație măiastră a lui Shushiki Jo. Când Yoka Genkaku îndemna nu vorbi de rău cerul albastru privindu-l printr-un pai, el pare a se adresa internautului care privește cerul pe un monitor, fie el și de cea mai bună calitate. Experiențele din ciberspațiu nu le pot înlocui pe cele din natură, fie ele cât de umile, precum cea din următorul haiku al lui Basho. O cioară s-a așezat pe o ramură goală, seară de toamnă. E sfârșit de toamnă, frunzele au căzut toate, oamenii s-au retras de pe câmpuri la casele lor. Pacea autumnală e accentuată de așezarea ciorii pe craca goală a unui copac ale cărui frunze au ajuns la cheremul vântului. Subiectul e tratat de Buson într-un haiku. Vânt de răsărit. Frunzele uscate fug spre apus. Aceleași puncte cardinale într-un alt micropoem al său. Lumina lunii se mută spre vest, umbra florilor se târăște spre est. Celelalte puncte cardinale apar într-un alt superb haiku. Flori de prun peste tot, este bine să mergi spre nord, bine să mergi spre sud. Dacă ai binecuvântarea lui Dumnezeu, în orice direcție vei merge, vei avea parte de dalbe flori de prun sau de măr. Celebrul pelerin rus, mergând cu rugăciunea în inimă,
pe desfundatele drumuri din adâncul Rusiei, în iarnă sau vară, avea parte de astfel de flori căzând asupra lui. Frumusețea haicului se află și în faptul că nu e explicit descriptiv. Cel mult oferă sugestii, lăsând loc imaginației și inteligenței tale să lucreze și astfel te împinge să descoperi niveluri de frumusețe pe care nu le-ai fi aflat dacă ți se dădea totul mură în gură. Haicul te ajută să descoperi sau să redescoperi frumusețea acelei lumi pe care Dumnezeu a creat-o bună foarte, o frumusețe sacră pe care poezia se simte onorată să o portretizeze.